O să revenim la Dinamo, dar aș vrea acum să discutăm despre lupta la titlu. Crezi că e gata campionatul în ceea ce privește locul întâi? Cred că într-o mare proporție, da. Bine, nu, dacă aș fi implicat la FCSB, nu aș vorbi de lucrul ăsta. O spun din exterior, n-aș vrea să transmit într-un fel nicio... Dar la fel cum am văzut, cum am văzut cadența celor de la FCSB, cum i-am simțit ca și echipă, organizarea pe care am avut-o anul ăsta, am spus de mult că este cea mai bună și cea mai bine organizată echipă anul ăsta. Dincolo de ceea ce face domnul Gigi Becali și modelul pe care îl îmbrățișează și îl îndrăgește dumnealui și, până la urmă, este patronul echipei, nu trebuie să treceți cu vederea faptul că există acolo un staff tehnic foarte priceput, da? De la antrenor principal și, din punctul ăsta de vedere, Elias, mie, cel puțin din exterior, mi-a lăsat o impresie foarte bună cum gestionează toate lucrurile, abilitatea de a comunica. Mi se pare că a fost cel puțin anul ăsta omul potrivit. În spate există Pintili, există Filip, există Ovidiu Petre, există unul dintre cei mai buni preparatori fizici, Neubert. Thomas Neubert, există cei mai buni conducători din fotbal românesc, Mihai Stoica, Valiar Găseală. Deci, dincolo de ceea ce se întâmplă în spațiu media, unde poate nu se vede munca acestor oameni și nu sunt expuși mediatic atât de mult, în spate există într-adevăr o structură extraordinară, de care vă spuneam, și echipa care a ajuns la o maturitate fotbalistică. Jucătorii care anii trecuți, nu știu, și să dăm exemplu Florinel Coman, da? Foarte multe accidentări, foarte multe inconstanță, are un an excepțional. Olaru, la fel. Apoi, cuplu de fundași central, unde anii trecuți au avut foarte multe probleme, până la un moment dat în Ghezana Daua au dat foarte mult, au oferit foarte multă siguranță echipei. Acum, când Daua a început, sau mă rog, cuplul a început să se scârție, apare Chiricheș, care dă iarăși un echilibru fantastic echipei. În față, jucători de foarte mult talent, deci un portar solid, deci orice post am așa, și asta face ca tablou și mă face să cred că anul ăsta este echipa care cumva a avut cea mai bună organizare, cea mai bună cadență. De când ai jucat cu ei chiar la începutul sezonului, etapa a doua sau a treia, îi vedeai deveni campion sezonul ăsta? E greu să spui la începutul unui sezon lucrul ăsta, dar da, i-am simțit printre cele mai puternice și cele mai organizate echipe. Ai jucat și cu Craiova în prima etapă și apoi cred că etapa a doua sau a treia cu... Nu, dintre toate echipele pe care le-am întâlnit eu la momentele la care antrenam Dinamo, ei au fost echipa care am simțit că orice aș face și orice aș fi gândit eu din punct de vedere cu ce aveam eu la îndemână, n-aveam cum să... În rest, cu CFR, am simțit că am fi putut face, am și făcut 1-1. Cu Craiova au fost două meciuri în care cred eu că am avut ghinion. Cu Rapid a fost, dar în prima parte a campionatului, nu neapărat în meciul contra noastră, dar pe parcurs am văzut că nu avea un lot valoric la fel de bun și existau diferențe foarte mari între titulari și rezerve. Drept dovadă, când au căzut Rahmani, Petrila, au avut foarte mari probleme. Apoi, aducând foarte mulți jucători în perioada intercompetițională, normal că o echipă se dereglează din punct de vedere al dinamicii sociale în interiorul echipei și mi-am dat seama că vor fi foarte greu de integrat jucătorii care de altfel sunt jucători buni. Dar nu este ușor în intersezon să aduci 6 jucători și să integrezi pe toți fără să creezi niciun fel de disensiune. Apoi am fost acele probleme de indisciplină care au existat, acele probleme la Rapid, pentru că Rapid e un club special legate de suporteri, de știți foarte bine, de ceea ce s-a întâmplat cu chiar, poliția. Cred că la meciul cu Faru, faptul că galeria refuza să susțină echipa a gântării greu în ceea ce s-a întâmplat pe teren? 100%. A fost un moment care a făcut, nu știu, ca în mintea jucătorilor să se întâmple ceva. Faptul că noi am mai susținut, că nu au fost alături de ei, a fost un element care i-a perturbat din punct de vedere mental pe jucători. Când mergi acolo, îți asumi. Pentru că în momentul când decizi să mergi la FCSB, deja nu crezi că știi mergi acolo. Te aștepți, da. Știi la ce să te aștepți, da? Acum, unii
iau decizia să meargă acolo, să lucreze în acel mediu și încă o dată nu condamn pe nimeni, doar constat, nu avem noi calitatea să judecăm pe absolut nimeni în viața asta, cel puțin din punctul meu de vedere. Știi la ce te aștepți acolo, din punct, dacă pentru tine e ok, atunci e simplu. Nu propunea să te întreb asta, dar mi-a ridicat acum la fileu acum. Ai acceptat să lucrezi în condiții similare precum la FCSB? Cred că cred că mie mi-ar fi foarte greu să accept o astfel de colaborare cu cineva, oricine, da, un director sportiv, președinte, patron care vine să îmi impună lucruri. Cred că mie mi-ar fi foarte greu. Așa să pot să am discuții legate de strategia clubului de a folosi poate mai mult niște jucători tineri, pentru că avem strategia să vindem, sunt deschis a oricărui dialog, la fel cum sunt, nu dețin eu adevărul absolut, cum din punct de vedere tactic și al abordării pot duce discuții și pot dialoga foarte mult cu cei care se pricep și sunt în zona asta, directori sportivi, președinți, care vor să înțeleagă de ce iau anumite decizii sau, ascultându-i pe ei, nu știu, pot să-mi limpezesc anumite gânduri. Asta, cu siguranță, o să am tot timpul și întotdeauna există lucrul ăsta. Nu există un antrenor care vine și face el, cum îl taie pe el capul, ne dând explicații nimănui. Lucrul ăsta nu există, dar ca cineva să vină să-mi impună anumite lucruri, cred că mi-ar fi foarte greu.